Apostolilor, capitolul 4, Dumnezeu. Pe când vorbeau Petru și Ioan Norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, capitanul templului și saducheii, foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în vierea din morți. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. Însă mulți din cei ce au zis au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. A doua zi, mai mari norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim, cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Au pus mâna pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat, cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis, mai marea ai norodului și bătrânii ai lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, să știți toți și să știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi zidari? care a ajuns să fie pusă în capul unchiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei îndrăsneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Isus. Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă, le-a poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei și au zis, ce vom face oamenilor acestora? Este știu de toți locuitorii Ierusalimului, căci prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu putem tăgădui. Dar, ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în norot, să-i amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Și după ce i-a chemat și le-a poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Isus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-a zis, judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. I-au amenințat din nou și au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate, căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani. Amin. Să ocupăm loc. Iubiți frați și surori, cu ajutorul lui Dumnezeu am început un studiu despre Duhul Sfânt. Ne-am axat în mod special nu atât de mult pe persoana Duhului Sfânt, cât mai ales pe lucrarea Duhului Sfânt. Despre Duhul Sfânt, cu privire la persoana Lui, aș vrea să fac doar o afirmație. Duhul Sfânt este persoană divină, distinctă de Tatăl și de Fiul. Dar, deși Duhul Sfânt este distinct de Tatăl și de Fiul, Duhul Sfânt lucrează împreună cu Tatăl și cu Fiul la mântuirea noastră. Căci Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, nu sunt trei Dumnezei separați cu trei agende de lucru diferite, ci Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt constituie Dumnezeul Trinitar, care lucrează împreună la mântuirea noastră. Din perspectiva Duhului Sfânt, am făcut afirmația că Duhul Sfânt, alături de Tatăl și de Fiul, lucrează atât pentru mântuirea oamenilor, cât și pentru împuternicirea lor în vederea lucrării de slujire. Am vorbit, aseară am insistat în special pe ce este botezul cu Duhul Sfânt, făcând precizarea că lucrarea de mântuire a Duhului Sfânt o putem rezuma într-un termen numit convertire și lucrarea de împuternicire a Duhului Sfânt o putem rezuma în expresia aceasta botez cu Duhul Sfânt. Și convertirea și botezul cu Duhul Sfânt sunt aspecte care țin de una și aceeași mântuirea noastră. Noi nu le putem separa. Nu putem spune, avem convertire, avem destul. Nu avem botezul cu Duhul Sfânt, nu suntem mântuiți. Eu nu fac afirmații de genul acesta. Ci eu vreau ca să înțelegem bine, corect, Că atât convertirea, cât și botezul cu Duhul Sfânt sunt experiențe distincte, de sine stătătoare, care împreună fac parte din mântuire. Și nu sunt opționale. Nu ori, ori, ci și și. Ele țin de mântuirea noastră. Am insistat asupra faptului că, în ceea ce privește convertirea, Duhul Sfânt produce convingere în oamenii nemântuiți. Ca acești oameni să vină la credința în Domnul Isus și la pocăință. Dacă oamenii ajung în etapa aceasta, să creadă în Domnul Isus, atunci prin credința în Domnul Isus, oamenii îl primesc pe Domnul Isus în viața lor și într-un sens, într-un anumit sens, îl primesc pe Dumnezeu Trinitar, pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul în viața lor ca Dumnezeu care începe și continuă procesul mântuirii. Dar în această etapă inițială numită convertire, Duhul Sfânt face multe lucruri. Convingere, aduce pe om la pocăință, la credință, produce nașterea din nou, demarează procesul sfințirii, ne încorporează în trupul lui Hristos, dar toate aceste experiențe incluse în termenul acesta larg convertire, nu trebuie confundate cu cealaltă experiență distinctă, separată de convertire, numită botezul cu Duhul Sfânt. Și am încercat să vorbim despre am început să vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, definindu-l. Ce este botezul cu Duhul Sfânt? Și recapitulez foarte pe scurt. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență de sine stătătoare, distinctă și separată de convertire, cu toate etapele ei. Botezul cu Duhul Sfânt nu este inclus în convertire, este distinct, este de sine stătător și este experimental. Am făcut apoi afirmația că această experiență, în esență, constă în îmbrăcare cu putere de sus. Asta e esența, asta trebuie să căutăm atunci când stăruim pentru botezul cu Duhul Sfânt. Fiindcă este o experiență cu Domnul Isus, cei ce stăruiesc după botezul cu Domnul Isus trebuie să caute, să se întâlnească, să intre în legătură cu Domnul Isus. Păi dacă vrei să fii botezat în apă, trebuie să intri în legătură cu păstorul care te botează în apă. Dacă vrei să fii legă, botezat cu Duhul Sfânt, trebuie să intri în legătură cu Domnul Isus care te botează cu Duhul Sfânt. Deci, pentru botezul cu Duhul Sfânt e necesar întâi și înainte de toate și mai presus de toate să ai această legătură cu Domnul Isus care este botezătorul. Deci botezul cu Duhul Sfânt este o experiență pe care Domnul Iisus o realizează în viața noastră, care constă în primirea unei puteri, dar puterea aceasta este dăruită împreună sau în Duhul care vine să ne umple. Și botezul cu Duhul Sfânt este o experiență care în esență ei constă în primirea unei puteri, dar este totodată marcată de o dovadă, de un semn dovadă fizică inițială, vorbirea în limbi. Puterea care o primim prin experiența aceasta numită botez cu Duhul Sfânt, are un scop foarte precis. Scopul, deși este dublu și mântuitor și de împuternicire sau misionar, Domnul Isus Hristos îl exprimă sub această, această expresie pe care vreau să o amintesc din fapte 1 cu 8. Voi veți primi o putere și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile Pământului. Deci o putere ca să fim martori. Și ca să fim martori, atunci când primim această putere, Dumnezeu așteaptă de la noi și Duhul Sfânt este gata să ne ofere și daruri necesare mărturiei. Și am citit acum textul din Fapte, capitolul 4. Textul din Fapte, capitolul 4, ne va ajuta foarte bine să răspundem la a doua întrebare majoră. De ce ne trebuie botezul cu Duhul Sfânt? De ce -ți trebuie ție, de ce îmi trebuie mie botezul cu Duhul Sfânt? Și vreau să spun, frați și surori, că unii trag o concluzie cam pripită când spun așa. Dacă convertirea înseamnă primirea mântuirii, și când primești mântuirea, încă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, unii spun așa, mie mi-este suficientă mântuirea. Și dacă am, sunt convertit și am primit mântuirea, mie mi-e, mie ajunge. Nu -mi mai trebuie botez cu Duhul Sfânt pentru că eu nu voi fi martor sau misionar sau evanghelist. Perspectiva aceasta este cumva riscantă. Și de ce? Este riscantă, nu pentru că nu e adevărat că atunci când te-ai pocăit în etapa numită convertire, ai primit mântuirea. Aceasta este corectă. Dar riscul constă în faptul că odată primită mântuirea, mântuirea trebuie dusă până la capăt. Și mântuirea constă nu numai în a fi izbăvit de păcat, de diavolul și de moarte, Mântuirea constă și în a deveni martor al Domnului Isus Hristos și a-ți face lucrarea ta ca om mântuit pe pământ. Dacă mântuirea ar fi doar izbăvirii de păcat, de diavolul și de moarte, după ce Domnul ne-ar da această mântuire, ne-ar putea lua acasă. Dar observați că pe cei mai mulți Domnul ne lasă în lume după ce ne mântuiește, pentru că El vrea ca noi să fim împreună lucrători cu Dumnezeu pentru mântuirea altora. Și acum gândiți-vă. Dumnezeu are toată puterea, are toată înțelepciunea. Și Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la mântuire. Dar ce nu are Dumnezeu? Nu are gură de carne ca a noastră. Și atunci are nevoie de gura ta și de gura ta ca tu să depui mărturie și prin mărturia ta să vină și alții la mântuire. Deci observați că odată ce Domnul ne mântuie, aspectul acesta negativ, să nu te mai țină diavolul în robie, să nu mai ajungi în iad, să nu mai fii rob al păcatului, Dumnezeu vrea ceva mai mult de la tine, partea pozitivă, să fii un martor. Și de aceea intervine această experiență numită botezul cu Duhul Sfânt. Dar experiența aceasta a botezului cu Duhul Sfânt și experiența convertirii fac parte din una și aceeași mântuire și ele n-ar trebui separate și n-ar trebui opțional. Una este obligatorie, una e opțională sau chestiuni de genul acesta. Și ele ar trebui făzute ca fiind normale în întregul mântuirii. Acum am citit fapte capitolul 4, vrând să subliniem că botezul cu Duhul Sfânt este foarte important și în ceea ce privește mântuirea, și în ceea ce privește misiunea. Dar aici este necesară o precizare foarte clară. Anume, nu confundați întreaga lucrare a Duhului Sfânt cu o experiență de sine stătătoare numită botezul cu Duhul Sfânt. Noi acum vorbim doar despre botezul cu Duhul Sfânt. Și botezul cu Duhul Sfânt este necesar în mântuire, deși mântuirea o primim în etapa numită convertire, când încă nu suntem botezați cu Duhul Sfânt. Dar mântuirea aceasta, spuneam, trebuie dusă până la capăt. Și atunci, botezul cu Duhul Sfânt, hai să-l privim din perspectiva rolului lui în mântuire. Rolului lui în mântuire. Eu, când eram copil, frații noștri mai bătrâni din biserică te întrebau cam așa. Când eram un adolescent, un tânăr, tinere, ai Duhul Sfânt? Asta însemna vorbești în limbi? Nu. Și nu vrei să fii mântuit? Da. Atunci treci și stăruiești. Asta era singura explicație pentru care eram îndemnat să, mă, să stăruim pentru botezul cu Duhul Sfânt. În mintea noastră de copii s-a creat impresia că dacă n-ai Duhul Sfânt, adică dacă nu vorbești în limbi, nu ești mântuit, punct. Și n-ai altă cale decât să te duci să stăruiești să primești botezul cu Duhul Sfânt ca să fii mântuit. Dar perspectiva aceasta nu, este, nu are acoperire biblică. Pentru că Domnul Isus ne-a spus așa, cine crede și se botează va fi mântuit. Și eu îl cred mai mult pe Domnul Isus decât pe frații noștri bătrâni. Cine crede și se botează va fi mântuit. Dar vă rog să observați, ce voia să spună Domnul Isus? Domnul Isus nu voia să spună că botezul cu Duhul Sfânt nu este necesar pentru mântuire. Cel voia să spună că mântuirea se primește atunci când ai crezut și când ai luat botezul în apă ca dovadă că ai crezut, ai primit deja mântuirea. Și de acum vine vremea să o duci până la capăt și ai nevoie și de botezul cu Duhul Sfânt. Dar de ce îți trebuie botezul cu Duhul Sfânt în viața de mântuire? De ce îți trebuie? Păi hai la textul acesta din fapte 4. Textul acesta, vă rog să observați, care e în el, în centrul lui, ambele aspecte. Și aspectul care ține de rolul botezului cu Duhul Sfânt în mântuire și aspectul rolul botezului cu Duhul Sfânt în slujire. Care e rolul botezului cu Duhul Sfânt în mântuire? Dacă analizăm textul din fapte 4. Păi în fapte 4 ne se spune că Petru și Ioan, prin ei Dumnezeu a făcut o minune. S-a vindecat un bolnav care avea mai bine de 40 de ani. Ani. Și minunea aceasta când s-a făcut, tot norodul a fost martor și nu putea fi tăgăduită. Ce s-a întâmplat? Conducătorii evrei au pus mâna pe acești apostoli și au început să-i persecute pentru că ei vesteau sau erau martori vesteau numele Domnului Isus. Și vă rog să observați de acum rolul Duhului Sfânt în mântuire. Oamenii aceștia spune că erau plini de Duhul Sfânt și citesc, recitesc versetul acesta. Versetul 8. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis, mai mare ai norodului și bătrân al lui Israel. Deci atât botezul cu Duhul Sfânt necesar pentru mântuire. Ce ți oferă botezul cu Duhul Sfânt pentru mântuire? Îți oferă acea plinătate a Duhului Sfânt, când ești botezat cu Duhul Sfânt, ești umplut cu Duhul Sfânt. Și plinătatea Duhului Sfânt îți dă tărie și curaj să stai în picioare atunci când pornesc persecuțiile. Petru și Ioan, plin de Duhul Sfânt, au început a vorbi. Petru și Ioan, sau cel puțin Petru, ar fi putut face cum a făcut atunci când slujnica l-a nu cumva și tu ești dintre ai lui? Nu? Și de trei ori Petru s-a lepădat în fața unei slușnice. Acum, în fața autorităților religioase care îl puteau închide, ei puteau chiar curma viața, Petru se ridică în picioare și spune, noi suntem martori, în nimeni altul nu este mântuire. Deci observați că Petru, când vorbește cu acest curaj, curajul lui este dovada că el era plin de Duhul Sfânt. Plinătatea Duhului Sfânt este un rezultat al botezului cu Duhul Sfânt. Acum mai observați un lucru. Petru și Ioan nu erau cărturari, nu aveau teologie la bază. Erau oameni de rând. Dar puterea și înțelepciunea și inspirația cuvintelor pe care Petru le-a rostit în fața autorităților care l-a închetau, veneau de la Duhul Sfânt. Și autoritățile au cunoscut că oamenii aceștia au fost cu Isus. Care e sensul că au fost cu Isus? Nu doar că au fost cu Isus atunci când Domnul Isus era pe pământ și au trăit. Acesta au fost cu Isus înseamnă mai mult. Înseamnă că au luat, au primit de la Domnul Isus Hristos acea putere că Petru și Ioan au fost întrebați cu ce putere faci tu aceste lucruri, adică minunile, și în numele cui faci aceste minuni? Și Petru a spus, minunile le fac în numele Domnului Isus. și dacă vreți, puterea o am tot de la Domnul Isus cu care am fost și sunt într-o relație. Deci, botezul cu Duhul Sfânt în mântuire te face să reziști în ziua cea grea, în ziua când ești persecutat. Te face să ai îndrăsneală să răspunzi în fața autorităților a celor care te anchetează. Face cuvintele tale să aibă autoritate și putere și să străpungă inimile ascultătorilor. Dar pe tine te ține în această lucrare de slujire, frați și surori. Bericiant, în una din cărțile lui despre Duhul Sfânt, acest pastor și predicator din Australia spunea cam așa. Titanic, vasul acela care s-a scufundat, pe puntea lui erau sute de oameni. Atunci când oamenii petreceau și era vreme bună, și când beau și mâncau și dansau, nu au avut nevoie de costum de scafandru, de îmbrăcăminte specială. Dar atunci când nava a ieșuat, cei care au avut costum de scafandru, au rezistat și s-au salvat. Ceilalți, cei mai mulți, au perit în apele aproape înghețate pentru că au făcut șoc hipotermic, nu pentru că chiar nu știau să înnoate. Și Berician trage concluzia. Îmbrăcat cu putere de sus, n-ai nevoie atunci când te duci mecanic auto ca să lucrezi la motorul unei mașini. Dar când vine vremea să ți se ceară socoteală de credința care este în tine, ai nevoie să fii îmbrăcat cu putere de sus ca să nu te lepezi. Și această îmbrăcăminte, acest botez cu Duhul Sfânt, îți dă un plus de putere să reziști atunci când ți se cere socoteală. Botezul cu Duhul Sfânt mai este legat cu mântuirea, pentru că în Cartea Apocalipsei ni se vorbește despre o, oh, dacă ai fi rece, sau în clocot. Dar pentru că ești căldicel, am să te vărs. Ce înseamnă a fi vărsat din gura Domnului? Înseamnă a-ți pierde mântuirea. Ai fost în clocot, aveai mântuirea. Ai ajuns căldicel, urmează să fii vărsat din gura Domnului, adică să-ți pierzi mântuirea. Fără să mă fac judecătorul, bisericii de astăzi. Trag totuși concluzia că bisericile de astăzi sunt pline de oameni căldicei. Sunt pline de oameni căldicei. Care ar fi soluția ca acești oameni căldicei să nu fie vărsați din gura Domnului? Botezul cu Duhul Sfânt. Pentru că botezul cu Duhul Sfânt mai este numit botez cu Duhul Sfânt și cu foc. Și multe interpretări se dau expresii botez cu Duhul Sfânt și cu foc. Și acel cu foc printre altele, mai este înțeles cu focul Duhului Sfânt care încălzește Duhul nostru și ne face să fim în clocot. Nu ne lasă să devenim căldicei. Frați și surori, eu cunosc oameni care au trăit o perioadă în biserică fără a fi botezați cu Duhul Sfânt și am în mintea mea exemplu unui prieten pe nume Sami. A ajuns în America, îndestulat bani cu grămada, Domnul nu le-a dat copiii, numai el și soția, aveau tot confort, aveau toate ce le trebuia. Într-o zi, Sami primește botezul cu Duhul Sfânt. Într-un mod foarte interesant, se duce la stăruință, nu primește botezul cu Duhul Sfânt acolo, venind spre casă, oprește în fața garajului și apasă telecomanda și așteaptă să se deschide garajul, dar el tot timpul dorea și tângea după botezul cu Duhul Sfânt și în timp ce garajul se deschidea, Duhul Sfânt s-a pogorât peste el și a vorbit în limbi. Era 12 noapte și a spus, am mai stat încă o oră cu mâinile pe volanul mașinii, rugându-mă în alte limbi de bucurie că Domnul m-a umplut de Duhul Sfânt. Ce impact a avut botezul cu Duhul Sfânt? În viața de mântuire, nu de misiune, ca mântuire. Sami se duce acasă și îi spune soția a doua zi, Rodica, tu ai nevoie de televizor? Ea îi spune, nu, mă vezi pe mine că mă uit? Îl dăm afară. Mai vrei abonamente la reviste și la ziare? Nu, le excludem. Și Sami de atunci a început să învețe psalmi. Și m-am dus cu el la câteva seri de rugăciune. Am stat la el vreo două, câte, vreo două săptămâni în casă la el, în Chicago. Frate Costică, mâine seara vrei să mergi la rugăciune? Ei acolo, e acolo, e acolo. Seară de seară era nelipsit de la rugăciune. La rugăciune erau rugăciuni mici de stăruință, nu programe oficiale. Frații spuneau, hai să citească cineva un cuvânt. să mi sărea în picioare și spunea un psalm pe de rost. Și eu i-a spus, măi omule, dar ce bună memorie ai tu. Deci nu am așa bună memorie, dar închipuieți. Orele care le pierdeam cu televizorul, cu revistele, cu ziarele și cu plictiseala, acum le consum învățând cuvântul lui Dumnezeu pe de rost. Asta s-a petrecut după botezul cu Duhul Sfânt în viața lui Sami. Și asta poate să petreacă și în viața ta. Și asta are de-a face cu mântuirea, nu cu slujirea, cu mântuirea. Să fii înclocot, să nu fii căldicel. Să nu spui că nu-ți trebuie botezul cu Duhul Sfânt, că poți să ajungi mântuit oricum. Eu nu zic că nu poți să ajungi mântuit, nu mă pronunț aici, nu noi ne pronunțăm dacă poți ajunge sau nu poți ajunge mântuit fără botezul cu Duhul Sfânt, căci întrebarea asta nici nu este în Biblie și nici nu avem un răspuns explicit, negru pe alt. Dar Biblia ne arată că botezul cu Duhul Sfânt a fost o experiență normală în viața primilor creștini. Și gândiți-vă, dau câteva argumente. Când apare în Samaria prima biserică de oameni nebotezați cu Duhul Sfânt, Petru și Ioan se duc la ei și s-au rugat să fie botezați cu Duhul Sfânt, pentru că nu era normal pe pământ biserică compusă din oameni fără botezul cu Duhul Sfânt. Când ajunge Pavel în Efes și întâlnește o biserică diferită de cea din Corint, fără vorbiri în limbi, fără daruri, o biserică probabil de oameni care încă. Era evident că nu cunoșteau experiența botezului cu Duhul Sfânt. Pavel le pune întrebarea, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Arătând că, în mod normal, de îndată ce crezi, poți să te aștepți și să primești Duhul Sfânt. Și aici vreau să fac o mică precizare, pentru că mulți fac un argument teologic din întrebarea, ați primit Duhul Sfânt când ați crezut? Frații evangeliști care susțin că botezul cu Duhul Sfânt se primește automat la convertire, spun că ăsta e argumentul din Efeseni, ai primit Duhul Sfânt când ai crezut, adică ai crezut, ai și primit Duhul Sfânt, nu mai ceri, nu mai stăruie cât tu l-ai primit când ai crezut. Tot Bericiant, australianul acesta, are o carte în de Duhul, o carte foarte interesantă, se găsește la Suceava, dacă am văzut că aveți aici o bibliotecă deosebit de bogată, o librărie, poate că ați putea să comandați și cartea aceea ce e interesați. Bericean spunea în felul următor. La noi în Australia, când se naște un copil, tata poate să participe la nașterea lui. Și închipuiți că acum doi băiețeri, de 5-6 ani discută între ei. Tu ce zici? Când te-ai născut, tata tău a fost de față? Și băiatul poate spune da sau nu. Dar dacă băiețelul l-ar întreba, tu când te-ai născut, mama ta era de față? Întrebare stupidă. Și Bericen spune așa, dacă întotdeauna toți creștinii ar fi botezați cu Duhul Sfânt când au crezut, întrebarea lui Pavel, ați primit Duhul Sfânt când ați crezut, ar fi ca întrebarea, era de față mama ta când te-ai născut? Întrebare fără rost. Întrebarea în sine Presupune două posibilități. Să primești botezul cu Duhul Sfânt când ai crezut, așa ca în casa lui Corneliu, sau să nu primești botezul cu Duhul Sfânt când ai crezut, așa ca în Samaria. Pentru că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență distinctă de cea a credinței sau a convertirii. Și acum, întrebarea aceasta, sau situația aceasta despre care am vorbit, botezul cu Duhul Sfânt aduce un plus în viața noastră, odată, în ceea ce privește puterea de a rezista în persecuții, doi, în ceea ce privește autoritatea cu care vorbim și aici deja intrăm în rolul de martori. Rolul de martori. Observați că în împuternicirea sau botezul cu Duhul Sfânt, unii înțeleg botezul cu Duhul Sfânt ca împuternicire, doar pentru a primi daruri miraculoase. Dar vă rog să observați în ce constă mărturia. Petru, prin mâinile lui Petru s-a făcut o minune, dar mărturia nu a fost minunea în sine, ci mărturia a fost cuvintele care l-a rostit cu gura și care l-au pus în centru pe Domnul Isus și care a explicat că numele Lui este mântuire. Asta a fost mărturia. Deci botezul cu Duhul Sfânt odată de daruri, daruri miraculoase, de vindecări, de minuni, dar de autoritate în mărturie, puterea de a depune mărturie. Cu ce putere ai făcut aceste lucrări? Dar în același timp, cu ce putere rostește aceste cuvinte de străpungă inimile oamenilor și 5.000 de oameni se convertesc. Biserica ajunge la 5.000 de oameni prin predica lui Petru. Pentru că predica cu această putere. Deci botezul cu Duhul Sfânt dă putere în mărturie. Putere ca acele cuvinte să fie rostite. Cuvântul potrivit, la omul potrivit, în momentul potrivit. Momentul potrivit înseamnă inimi pregătite de Duhul Sfânt care să fie străpunse de cuvântul ales de Duhul Sfânt și date exact în momentul oportun. În momentul oportun. Deci observați dumneavoastră de ce ne trebuie botezul cu Duhul Sfânt? Noi câteodată spunem, aici ce putem noi face, ce putem noi mărturisi? Eram la Londra, nu tare de mult, și un frate spune, „Mai frate Costi, hai să spun ce rușine am pățit, mai săptămâna trecută. Am lucrat doi ani de zile cu un musulman. Pe urmă ne-am despărțit cu serviciile, și zice, săptămâna trecută, întâmplător, ne-am întâlnit pe stradă. Musulmanul se repede, mă îmbrățișează cu o veselie pe față, zice, hai să-ți dau veste cea mare. Ce? -i? Eu am devenit creștin, spune musulman. Românul nostru. Dar și eu sunt creștin. Fostul musulman. Nu se poate. Dacă tu erai creștin, în doi ani de zile eu trebuia să văd și să aud de la tine lucrul acesta. Asta înseamnă să fii martor. Doi ani de zile lucrez cu un musulman și musulmanul a zis, în doi ani de zile eu trebuia să văd și să aud că tu ești creștin. Să depui mărturia aceasta. Noi nu mai decât să faci minuni. Dar mărturia trebuie să o depui. Și de ce cei mai mulți au rezerve în a depune mărturie? Mi-a plăcut foarte mult că biserica dumneavoastră și-a propus să fie mărturisitoare. Dacă vreți să fiți o biserică mărturisitoare, rugați-vă să fiți o biserică botezată și plină de Duhul Sfânt. Că altfel nu veți atinge acest obiectiv. Strategii de evangelizare de la om la om și din nu știu ce, am văzut cât lumea. Dar oameni care să facă evangelizare de la om la om eficientă, am văzut mai puțini, pentru că nu toată lumea, nu toate bisericile, nu toți membrii din biserică sunt plini de Duhul Sfânt. Când ești plin de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt îți dă nu numai cuvintele, ci Duhul Sfânt îți alege, dacă vrei, și persoanele și îți creează oportunitățile. Mai aud pe unii care spun, eu n-am ocazie, n-am ocazie, n-am ocazie. Dar aș propune acestora care spun, eu n-am avut nicio ocazie, aș propune. Te-ai rugat dimineață, ai cerut, Doamne, umple mă de Duhul Tău și, dacă vrei, scoate în calea mea omul căruia trebuie să-i vestesc ceva despre tine. Pe păi noi avem zeci de bunici și bunice care se roagă pentru nepoți și nepoatele lor. Doamne, mântuiește-l, Doamne, ai milă de fii risipitori. Dumnezeu zice: Chiar vreau să-l mântuiesc. Uite, pe nepoata ta o pun în clasă cu o fată creștină. Și fata creștină trebuie să fie un martor pentru nepoata aceea care nu mai vine la biserică, să fie un martor. Și mama trebuie să fie un martor pentru copiii ei. Și muncitorul trebuie să fie un martor pentru colegii lui și așa mai departe. Și de asta ne trebuie botezul cu Duhul Sfânt. Eu n-aș vrea să insist acum prea mult pe scopul botezului cu Duhul Sfânt în ceea ce privește a depune mărturie. Dar aș vrea să trag o concluzie. Că a depune mărturie nu e o chestiune care nu are de-a face cu mântuirea. Noi câteodată vedem așa. Mântuirea e mântuire și misiunea e misiune, sunt două treburi diferite. Dar misiunea este parte din viața de mântuire. Parte din a-ți duce mântuirea până la capăt. Pentru că misiunea, printre altele, poate să fie încadrată în ceea ce spune Pavel. Faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte să umblați în ele. Și dacă Dumnezeu ți-a pregătit ca tu să umbli în aceste fapte bune și să depui mărturie, iar tu nu faci lucrul acesta, atunci gândiți-vă numai puțin, pilda dinaintea judecății din Matei 25, pilda dinaintea judecății este pilda talanților. Și cel care n-a vrut să lucreze cu talantul, nu i s-a spus, intră în cer, dar o să stai pe un scaun mai în spate. Și s-a spus, dați-l afară. Ceea ce înseamnă pierderea mântuirii. Și a ne face slujba aceasta de mărturisitor cu viața și cu gura, este o chestiune care ține chiar de ducerea mântuirii până la capăt. Nu disociați lucrurile, nu le împărțiți. Slujba-i slujbei pentru cunună și mântuirea prin har. Aceasta este un fel de caricatură. Mântuirea o primești toată prin har și o duci până la capăt și prin fapte. Și prin mărturie. O duci până la capăt. Și pe lângă acestea, dacă Dumnezeu ne va mai da Timp de seară, vom vorbi câteva minute despre ceea ce înseamnă rolul botezului cu Duhul Sfânt în daruri, daruri spirituale. Darurile spirituale, observați, Petru și Ioan face Dumnezeu prin ei niște minuni, tot în urma faptului că erau botezați cu Duhul Sfânt și erau plini de Duhul Sfânt. Și acum vreau cumva doar să rezum la întrebarea de ce îmi trebuie botezul cu Duhul Sfânt. Aș vrea să rezum cumva lucrurile și să spun așa. Ne trebuie, nu pentru că în mod explicit Biblia ne spune nu ești botezat cu Duhul Sfânt, nu ești mântuit. Nu există un astfel de verset în Biblie, o astfel de afirmație în Biblie. Ci botezul cu Duhul Sfânt se dă celor care deja sunt mântuiți. Dar dacă ești mântuit, tu de acum trebuie să duci mântuirea până la capăt și să fii un împreună lucrător cu Dumnezeu. Și ca să-ți duci mântuirea până la capăt, Prima dată tu trebuie să rămâi în picioare în ziua cea grea. Și ține cont că poate să vină persecuții și tu trebuie să ai curaj să stai și să rămâi în picioare. Și poate să vină lupte cu demonii sau lupte cu propria ta firii pământească. Și unii n-au dus mântuirea până la capăt, că au căzut în plăcerile și poftele carnale, și alții n-au dus mântuirea până la capăt, pentru că n-au putut ține atacurile cu duhurile din înălțimi botezul cu Duhul Sfânt este un plus, este o îmbrăcare cu o putere care îți asigură rămânerea în picioare în ziua cearea și capacitatea, energia, puterea, curajul, eficiența în a depune mă mărturie. Și acum vreau cumva, în încheiere, să răspund la două-trei întrebări care au fost puse de aseară și au legătură cu ceea ce am spus până aici. Noi aseară am primit mai multe întrebări și am spus, cele legate de definiția botezului cu Duhul Sfânt au fost răspunse aseară. Astăzi vrem să răspundem la întrebările legate de scopul botezului cu Duhul Sfânt, scop mântuitor și scop lucrător. Și încă o dată, pentru cei care nu au fost aseară, vreau să recapitulez o definiție pe care o dădeau penticostale de la Assemblies of God, prin 1916 care spuneau că botezul cu Duhul Sfânt este îmbrăcare cu putere pentru viață și pentru misiune. Îmbrăcare cu putere de sus pentru viață, adică să-ți duci mântuirea până la capăt, și îmbrăcare cu putere de sus pentru misiune, adică ducându-ți mântuirea până la capăt să-ți faci misiunea. Tu nu poți face misiune dacă abandonezi mântuirea. Deci vă rog să gândiți foarte serios. Ca să faci misiune, Trebuie să rămâi pe calea mântuirii, să ți-o duci până la capăt. Și ducând mântuirea până la capăt, este imposibil să nu ți se oferi posibilități să depui mărturii, să faci această lucrare. Și deci, de aceea ai nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Și acum sunt câteva întrebări, spunem de aseară. O întrebare, dacă sunt mântuit fără botezul cu Duhul Sfânt, înseamnă că voi ajunge în cer fără să fiu botezat cu Duhul Sfânt. Deci botezul cu Duhul Sfânt este opțional. Sigur că logica aceasta am auzit-o de multe ori. Am primit mântuirea fără să fiu botezat cu Duhul Sfânt, înseamnă că botezul cu Duhul Sfânt în ceea ce privește rolul lui e opțional. Fraților, aici trebuie să fac o mică paranteză cu caracter istoric. Penticostalii până în 1935, ei au apărut după 1900. Între 1901 și 1910 s-au pus bazele teologice ale penticostalismului clasic. Această primă generație de penticostali n-au separat experiența botezului cu Duhul Sfânt, n-au scos de pe axa asta soteriologică a mântuirii. i au spus așa, în mântuire ai trei lucrări ale Harului, așa le numeau ei. Prima lucrare a Harului numită convertirea, a doua lucrare a Harului numită sfințirea și a treia lucrare a Harului numită botezul cu Duhul Sfânt. Ei înțelegeau sfințirea ca fiind tot o experiență, pentru că veneau din mișcările de sfințire din America a secolului XIX. Adică sfințirea era un fel de experiență când te întâlnești cu Domnul, și Domnul lovește la rădăcina păcatului în tine și din ziua aceea tu vei obține biruință asupra păcatului, așa cum n-ai putut obține de la convertire până în ziua când ai fost sfințit. Acum, în teologia de astăzi, experiența aceasta a sfințirii a fost înlocuită cu sfințirea ca proces și a rămas în teologia de astăzi cele două stadii, primul numit convertire, și noi nu-l mai numim lucrarea Harului, ci-o numim lucrarea Duhului Sfânt. Și a doua numită botezul cu Duhul Sfânt, tot lucrarea Duhului Sfânt de împuternicire. Și acum, de ce spun lucrurile acestea? În momentul când a apărut această învățătură, botezul cu Duhul Sfânt era încadrat în învățătura despre mântuire. Învățătura despre mântuire. Mântuirea înseamnă convertire, sfințire, botez cu Duhul Sfânt. Și așa au propovăduit prima generație de pentecostali. După 1935 până prin 1990, au operat a doua generație de pentecostali pe care îi numim doctrinarii, cei care au scris doctrinii pentecostale. Doctrinarii aceștia ce au făcut? Au luat doctrinele Bibliei de la frații baptiști, de la frații evanghelici din America și din alte țări. Le-au luat aproape neschimbate. Doctrina despre Dumnezeu, doctrina despre Biblie, doctrina despre păcat, doctrina despre Hristos. Și în această carte a doctrinilor au introdus un capitol suplimentar numită, numit Doctrina despre Duhul Sfânt. Dar odată ce au introdus acest capitol separat numit Doctrina despre Duhul Sfânt, s-a produs ceea ce un teolog canadian de astăzi, Stadi Becker, numește paradoxul teologiei pentecostale. În ce constă acesta? Odată ce botezul cu Duh, capitolul Duhul Sfânt, implicit botezul cu Duhul Sfânt, a fost declarat capitol de sine stătător și a fost trup de capitolul soteriologiei sau doctrina despre mântuire, s-a creat paradoxul că vrem să supliniem rolul botezului cu Duhul Sfânt. I-am dat un capitol întreg, dar s-a creat un paradox. Separându-l de capitolul numit soteriologie sau doctrina despre mântuire, s-a tras concluzia că mântuirea se face fără lucrarea Duhului Sfânt numită botezul cu Duhul Sfânt. Și botezul cu Duhul Sfânt, vrând să subliniem rolul botezului cu Duhul Sfânt, l-am separat într-un capitol larg, dar în felul acesta botezul cu Duhul Sfânt a devenit Second hand, dacă vreți. L-am pus pe planul 2. Și mântuirea a rămas doctrina despre mântuire, și capitolul următor a rămas doctrina despre Duhul Sfânt cu botezul cu Duhul Sfânt. Și iată că în felul acesta s-a creat o paradigmă, un model teologic de gândire. Hristos este Mântuitorul care ne mântuiește și primești mântuirea fără sau separat de botezul cu Duhul Sfânt și atunci botezul cu Duhul Sfânt este opțional. Și ăsta e paradoxul care se sesizează cel care a trimis bilețelul de astăzi. Dacă primești botezul cu Duhul Sfânt, dacă primești mântuirea fără botezul cu Duhul Sfânt, la ce mai trebuie botezul cu Duhul Sfânt? Dar gândiți-vă bine că această întrebare, 35 de ani de pentecostalism primar, nici n-a existat. Pentru că botezul cu Duhul Sfânt era în doctrina despre mântuire inclus. Și când noi l-am separat și am dat un capitol de sine stătător, s-a tras concluzia greșită că botezul cu Duhul Sfânt nu mai face parte din mântuire. Fraților, noi doar ca doctrine îl studiem separat, dar nu îl separăm și practic de viața de mântuire. Și de aceea am insistat foarte mult că botezul cu Duhul Sfânt face parte din ceea ce înseamnă viața de mântuire. Noi îl studiem separat într-un capitol numit Doctrina despre Duhul Sfânt sau Pneumatologie. Și acolo dăm un rol esențial botezului cu Duhul Sfânt. Pentru că de asta suntem și penticostali, credem în botezul cu Duhul Sfânt. Dar înțelegeți bine că botezul cu Duhul Sfânt în gândirea primilor penticostali și în gândirea biblică ține de doctrina mântuirii ține de doctrina mântuirii acolo este locul lui și după 1990 în, az, în zilele noastre s-a ridicat o pleiadă de teologi teologi nu doctrinari este o diferență doctrinarul încă nu este un teolog teologul creează aduce ei doi noi sintetizează doctrinarul este albinuța care culege și pune împreună doctrinarul este cumva cel care împarte doctrina despre Dumnezeu, doctrina despre Biblie, doctrina despre mântuire, doctrina despre Duhul Sfânt și creează impresia că mântuirea nu are nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Teologii vin și sintetizează, teologiei sistematică, sistematizează. Și teologii pentecostali de astăzi vin să spună din nou, stați, botezul cu Duhul Sfânt trebuie adus din nou în modelul începător pentecostal, pus acolo alături de convertire, desfințire și botezul cu Duhul Sfânt. Și sunt deja teologi pentecostali de astăzi care au revenit la modelul anilor 1900, convertire, sfințire, botez cu Duhul Sfânt, ca făcând parte din mântuire. Deci, de ce ne trebuie botezul cu Duhul Sfânt dacă suntem mântuiți înainte de a fi botezați cu Duhul Sfânt? Răspunsul scurt, să-ți duci mântuirea până la capăt, să rămâi în picioare și să-ți faci misiunea. Deci nu e opțional, nu este opțional. Acum, ce vreau să mai spun? Tot aici, pe această hârtie, mai spune așa, ce credeți, care sunt motivele pentru care cineva stărui de multă vreme și se sfințește și nu primește botezul cu Duhul Sfânt? Și vreau să spun că dacă Dumnezeu ne va mai ajuta să avem o întrunire seara aceasta, Vom răspunde la acest bilet, la întrebarea cum pot primi eu botezul cu Duhul Sfânt. Deci asta e întrebarea temei de, de seară. Cum pot primi botezul cu Duhul Sfânt? Și atunci vom răspunde la întrebarea asta. De ce unii se sfințesc, stăruiesc și nu primesc botezul cu Duhul Sfânt? Și dacă nu îl primesc, cum ar putea să-l primească totuși? Acum, o altă întrebare la care aș vrea să uh, răspund ține tot cumva de... Dacă botezul cu Duhul Sfânt înseamnă să ajungi la plinătatea, climaxul, punctul maximum în experiența cu Duhul Sfânt, întrebarea este, nu pot exista și alte niveluri în relația noastră cu Duhul Sfânt care să ne asigure plinătatea fără să fie nevoie de un botez cu Duhul Sfânt? Pe mine m-a întrebat nu de mult un prieten evanghelic, îmi spunea cam așa, ce măi Costică, Uite la paharul ăsta, îl poți umple în două feluri. Turnând puțin câte puțin în el, până îl umpli, sau doi, luându-l și scufundându-l într-o galeată cu apă și îl scoți plin. Voi, pentecostalii, mergeți pe ideea scufundării, a botezului. Noi mergem pe ideea, puțin cu puțin, strop cu strop, azi mai plin decât mâine, decât ieri, scuzați-mă, și tot așa, până ajungem la plinătate, fără să avem Momentul acela când suntem scufundați, botezați cu Duhul Sfânt. Fraților, logica funcționează, dar întrebarea este dacă o asemenea logică o găsim și la scriitorii Noului Testament. Și din câte am citit eu Biblia, în Noul Testament nu găsim o astfel de logică. Nivelul acesta sau aceste niveluri de umplere cu Duhul Sfânt, eu nu le văd așa. Eu le văd ca experiențe repetate de umplere cu Duhul Sfânt. Potrivit dictonului, un singur botez cu Duhul Sfânt, mai multe umpleri. Și dacă citeam mai departe, în fapt, în capitolul 4, vedem că aceștia, Petru și Ioan, prin care s-au făcut minuni și ceilalți frați, s-au întrunit din nou cu adunarea, s-au rugat și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Hai să citeți versetul acesta să observați. Ce interesantă este afirmația din 4 cu 31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați și toți s-au umplut cu Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu o îndrăsneală. Deci, observați, toți s-au umplut cu Duhul Sfânt. Cine? Care toți? Toți cei care, la cinzecimii, au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Și acum, iar s-au umplut cu Duhul Sfânt. Dar asta nu înseamnă strop cu strop. A mai turnat un strop, a mai turnat un strop să se umple. Ei au fost plin, plinuți plus cu Duhul Sfânt în ziua cinzecimii și au mai fost încă o dată plus cu Duhul Sfânt, dar acum aș putea să merg pe imaginea aceasta. Dacă la cinzecimii noi vorbim despre un botez cu Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt este unic, dar reumplerea este repetabilă. Deci un singur botez, mai multe umpleri. Și ceea ce vreau să subliniez este că nu găsesc în Noul Testament modele după 50.000, nu înainte de 50.000, după 50.000, nu găsesc modele de oameni care au fost umpluți cu Duhul Sfânt fără să fi fost și botezați cu Duhul Sfânt. Că în momentul în care ai fost umplut cu Duhul Sfânt, prima umplere se cheamă botez cu Duhul Sfânt. Toarnă strop cu strop și când ai ajuns plin o să vezi că vorbește în limbi. Și frații o să bată din palme și o să spună, Domnul te-a botezat cu Duhul Sfânt prima umplere cu Duhul Sfânt se cheamă botez cu Duhul Sfânt. După aceea urmează a doua, a treia și așa mai departe. Și mai am un bilet care aș vrea să-l cumva... De ce nu mai primim botezul cu Duhul Sfânt ca și cei de la cinzecimii? Sau ca și samaritenii? Răspunsul îl dau în două etape. Acum, și îl continuăm cu seară la cum putem primi botezul cu Duhul Sfânt. Dar Partea de răspuns care vreau să o dau acum este următoarea. Noi ne-am uitat la ceea ce a spus Apostolul Petru în ziua cinzecimii. Citeți din fapte capitolul 2. Pocăiți, vă le-a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Ce observăm aici? Pe de o parte, condiții care le se cer celor care stăruiesc și doi, pe de o parte, slujitori, oameni plini de Duhul Sfânt, care să-și pună mâinile peste cei care au împlinit condițiile și stăruiesc după boteză cu Duhul Sfânt. Și un prim răspuns de ce practica aceasta parcă este tot mai rară între noi, este că s-ar putea fi la calitatea celor care stăruiesc după botezul cu Duhul Sfânt, fie la calitatea slujitorilor care își pun mâna și se roagă, să existe anumite lipsuri. Dar despre asta vom vorbi cu ajutorul lui Dumnezeu în următoarea întrunire. Dumnezeu să fie slăvit! Amin!